Cea mai bună prietenă a Ralucăi Dumitru rupe tăcerea, Culiță să se aștepte să mai ia un nisip în ochi, așa e la survivor. Bruneta nu-l prea halea pe Zani înainte să vină în domincană. Faimoasa Raluca Dumitru a venit la Survivor România împreună cu Irișa și a reușit să ajungă până în faza unificării echipelor. Prietenii apropiați spun că nu se va opri aici. Raluca Dumitru a intrat în cea de-a șaptea săptămână la Survivor România și poate fi considerată deja o surpriză a acestei competiții. Bruneta a rezistat până la faza unificării echipelor, surprinzându-i inclusiv pe prietenii apropiați care o susțin seară de seară din fața televizoarelor. Izabela, prietena Ralucăi, reacționează prost când vede o nedreptate. Raluca a fost însă acuzată de unii colegi din echipă că este o persoană falsă și ce vă s-a aliat cu Zani, Sevi și Cosmin doar pentru a rezista mai mult în competiție. Izabela Ioniță, cea mai bună prietenă a Ralucăi, a decis să rupă tăcerea și să facă dezvăluiri interesante despre concurentă. În primul rând, pot spune că Raluca este una dintre cele mai corecte persoane pe care le cunosc. Da, uneori are gura mare, este ușor colerică, se aprinde destul de repede, însă nu ține la supărare. Raluca reacționează prost atunci când vede o nedreptate sau când e acuzată de un lucru pe care nu l-a făcut, a dezvăluit prietena Ralucăi pentru WOBizRO. Elena a încercat să o manipuleze, dar nu i-a mers cu Raluca. Izabela consideră că intrarea Ralucăi în echipa lui Zani nu ține de nici o strategie, ci mai degrabă este rezultatul unor întâmplări care au avut loc pe insulă. Să ne înțelegem, Raluca nu a venit în niciun caz cu lecția învățată de acasă, așa cum am mai auzit că este acuzată. Ea nu-i cunoștea pe Zani sau pe Sebi, nu-i întâlnise niciodată. Singurii oameni pe care îi cunoștea erau Moroșanu și Elena Marin. Tocmai asta mi-a și zis, că e fericită că nu o să stea singură și că poate oamenii ăștia o vor ajuta să se integreze. Despre Zani, de exemplu, nu avea o părere prea bună, văzându-le la televizor. Zicea că nu prea îl halește. Dar, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Cred că Raluca și-a dat seama că Elena încearcă să o manipuleze, pe ea și pe Irișa. Tocmai de aceea a preferat să plece de lângă ea. Și aduceți-vă aminte, la vremea aceea, Elena era favorita publicului, nu se poate spune că a acționat pe interes, a mai spus Izabela Ioniță. La început, Culiță era mare zmeu cu fetele și le trimitea la cratiță. Prietena Ralucăi a vorbit și despre momentul în care bruneta a aruncat cu nisip în Culiță. Cred că Raluca a acționat din instinct. Dacă vă uitați cu atenție la imagini, o să vedeți că el o provoacă, face tot felul de glumițe și râde bat jocoritor. Ok, nu pot spune că a făcut un gest care să-i facă cinste, nu încurajez așa ceva, dar trebuie să vă gândiți că oamenii ăștia sunt înfometați, dorm în pădure și sunt departe de cei dragi. Și atunci probabil că percepi altfel glumițele decât atunci când ești la o terasă și faci o caterincă. De altfel, s-a văzut asta și la conflictul dintre Zani și Ștefan, unde era să se lase cu bătaie, tot de la o glumă. Păi dacă tu, Culiță, mă faci mereu fac și faci mișto de mine, atunci așteaptă-te să mai iei și un nisip în ochi, că așa e la Survivor. Același Culiță care se lamentează acum că l-a agresat o fată era mare zmeu pe la începutul competiției și le dădea ordine faimoaselor să nu mai stea pe plajă și să treacă la cratiță că băieților le este foame. Ați uitat asta, a încheiat Izabela Ioniță, cea mai bună prietenă a Ralucăi Dumitru.